Directorul Autorității Navale Române, Cosmin Dumitrache, urmează să fie schimbat din funcție pentru că nu este membru USR. Cel care susține acest lucru este ziaristul Dorian Ioan Hapurnea într-un articol pentru Constanța.info pe baza informațiilor din presa locală. În urma negocierilor politice pentru formarea actualului guvern, postul de director al ANR a ajuns la USR+, se mai arată în articolul respectiv. După ce a aflat din presa locală că directorul Autorității Navale Române, Cosmin Dumitrache, urmează să fie schimbat din funcție doar pentru că nu este membru USR, jurnalistul Dorian Ioan Hapurnea i-a analizat CV-ul și a observat că acesta are o vastă experiență în domeniul în care lucrează. Este navigator de 17 ani, deține brevet de comandant de 10 ani de zile, la 25 de ani era deja tată și colaborator extern al Universității Maritime, în urmă cu patru ani a fost promovat șef de lucrări în cadrul Catedrei de Navigație. Dorian Ioan Hapurnea remarcă și faptul că șeful ANR Cosmin Dumitrache a ajuns să lucreze în această instituție în urma unui concurs, nu printr-o numire politică, așa cum punctează jurnalistul, îi se pregătește înlocuirea. În același articol se mai arată și faptul că numirea pe criterii politice urmează să o facă fix partidul care a promis și a dat speranțe românilor că va face o altfel de politică. Știți ce e cu adevărat dramatic? Că povestea este în curtea unui partid în care românii și-au pus speranța, un par partid pe care l-au votat pentru că l-au încadrat la categoria altceva. Nu e foarte mult timp de când domnii de la USR protestau în frig cerând un alt model politic, o altă abordare, fără penali, fără incompetenți, fără numiri pe criterii politice. A mai scris ziaristul Dorian Ioan Hapurnea. În opinia sa, cei de la USR trimit acasă un director de 39 de ani pentru simplul motiv că nu este unul de-al lor.